Când mi se vorbește despre un animal care vânează șerpi, mă gândesc la bursucul de miere, mangusta, chiar și la cobra regală. La oricine, dar nu și la păianjen. Pentru că de obicei acesta vânează insecte și alte vietăți din aceeași categorie de greutate. Nephila pilipes sunt niște păianjeni mari care țes pânze uriașe, de diametru care ajunge până la un metru sau chiar mai mult. Femelele acestei specii sunt foarte mari și masculii foarte mici. Dar cel mai important este că din cauza dimensiunii păianjenii pot fi foarte periculoși în alegerea meniurilor. Prada mai mică este pur și simplu aruncată din pânza lor și așteaptă una mult mai hrănitoare. Dacă le nimerește vreun șarpe, asta da. Veninul lui Nephila pilipes ajunge și pentru el, serios. Ei vor mânca șarpele fericiți, de parcă e un soi de fluture. Mai mult decât atât, se cunosc cazuri când în pânză se încălceau și păsări. Iar ăsta este un păianjen din familia Agriope și se pare că nu e împotrivă să aibă o gustare din șarpe. Dacă știți ce fel de specie e creatura asta lacomă, scrieți-ne în comentarii. De fapt, când încep să te lămurești mai bine în această problemă, se află că mulți păianjeni se țin de o astfel de dietă ciudată. Oamenii de știință au descoperit că cel puțin 11 familii de păianjeni se hrănesc cu șerpi. Unii dintre ei, de exemplu tarantulele, vânează activ prada lor pe pământ, alții se bazează pe pânzele lor, dar cel mai periculos păianjen, după părerea mea, de care șarpele trebuie să se țină foarte departe, este văduva australiană. Gusturile ei, într-adevăr, sunt destul de ciudățele, în primul rând fiindcă e o creatură foarte, foarte mică. Imaginați-vă, ceva de mărimea unui M&M's poate să vă ucidă. Nu e de mirare că și șarpele e în pericol. Văduva poate să-l otrăvească pe șarpele maro estic. El fiind unul dintre cei mai veninoși din lume, este de 30 de ori mai mare decât micul prădător și sigur nu se așteaptă să devină cina cuiva. Dar pânza acestui păianjen atârnă până la pământ și șarpele poate să dea de ea din întâmplare, când merge să-și facă treburile sale șerpești. Atunci, păianjenul mai adaugă câteva fire lipicioase pentru a-și supune victima cu siguranță. Gata, rămâne doar să facă câteva mușcături în cap și în corp, să acopere prada cu pânză și să o ducă într-o parte. Pentru ce? Ca să o mănânce în pace. Și nu e un caz rar. Oamenii simpli și cei de știință dau mereu peste văduve australiene care prind șerpi maro estici și de fiecare dată se pare că e imposibil să mănânce așa pradă mare. Ei bine, dacă văduva ne-ar fi auzit îndoielele, cu sigur ar spune: "Hold my beer și uite la mine! Este uimitor cât de vorace și mortală este!" Dar, dacă sincer, cumva de la păianjeni te aștepți că se pot comporta astfel, mai violent, să fie însetați de sânge. Dar când te uiți la această pasăre, oare te gândi că poate fi un criminal cu sânge rece? În fața dumneavoastră, Lanius Ludovicianus cântărește doar vreo 50 de grame, dar a primit porecla de măcelarul. Fiindcă își expune prada pe garduri și sârme ghimpate. Ce loc perfect pentru păstrarea hranei, mai ales când prada e puțină și trebuie provizii. De obicei, victimele ei sunt insectele, vrăbiile, rozătoarele și șopârlele, și șerpii. Da, și ei se întâlnesc în meniul acestor păsărele, și nu tot felul de viermi inofensivi, ci și cottonmouth. O specie de viperă care poate ajunge la un metru lungime și este și veninoasă. Da, da, imaginați-vă, pasărea minusculă versus șarpele de un metru. Pasărea câștigă! Sincer, n-aș avea nicio întrebare dacă ar fi fost vreun șoim, să zicem. Șoimul arată ca o creatură care poate ucide și mânca un șarpe întreg, dar nu doar să mănânce. Am aflat despre un șoim care a aruncat cu șarpele într-o mașină cu viteză maximă. Pe drum, uneori există semne care avertizează despre animalele sălbatice ce ar putea să iasă chiar în fața mașinii. Se pare că în Australia este nevoie de un semn care să avertizeze șoferii despre șoimii care aruncă cu șerpi. Nu e clar dacă a țintit în mașină sau a vrut să-și arunce prada la pământ pentru a o ucide, căci unele păsări chiar fac așa.
Stârcul. Stârcul dă cu șerpii de suprafețe dure, gen trunchiuri de copaci sau pietre. Când șerpele nu se mai opune, acesta îl înghite de-a întregul, din 2-3 înghițituri. Restul muncii rămâne pe seama sucului gastric. E folosirea cumva a superputerii naturale pe care o au animalele. Ai venin, ucizi cu el. Poți zbura, folosești gravitația. Dacă gândim folosind această logică, atunci trebuie să se găsească cineva care să înnece șerpii. Se pare că aligatorii fac anume asta. Dacă e să credem unui articol publicat în The Mirror, modalitatea principală de ucidere pentru aligatori este să-și înnece prada, ținând-o bine între fălcile sale și scuturând-o. De la așa scuturare, se rup oasele și organele interne suferă leziuni. Iar apa, cum ar veni, completează procesul. Și suferă șerpi din care vrei, de la cei mai inofensivi până la cele mai periculoase vipere. Dar am vrut mai multe dovezi, așa pentru orice eventualitate, și iată ce am găsit. Șerpii care petrec destul de mult timp în apă pot să-și țină respirația ca să evite prădătorii. Anacondele pot ține respirația pentru 10 minute. Șerpii de mare pot să se țină și 2 ore, dacă vor dori mult. Dar puțin probabil că aligatorul va da de ei. Dar cum stă treaba cu crocodilul? Acesta poate rămâne sub apă de la 10 până la 15 minute, în timpul scufundărilor voluntare. Dar dacă va avea mare nevoie, va putea rezista fără oxigen și 2 ore. Aligatorii sunt și mai cool în privința asta. Pot rezista 20-30 de minute în condiții normale și 24 de ore în caz de necesitate. Pe scurt, aligatorul care va dori să înnece un șarpe va avea toate șansele să facă asta. Am spus dacă va dori. Iar acum, haideți să vorbim despre creaturile care chiar pot face tot ce vor, dacă vor avea dorința asta, desigur că... Furnicile. Serios, cu cât mai mult le studiem, cu atât mai mult mă mir cum de încă nu au creat o super civilizație și nu au capturat planeta. Vă zic eu de ce. Pentru că nu vor. Unele furnici, dacă vor să mănânce un șarpe, nimeni nu le poate opri. Specialistul în comportamentul animalelor, Shin O'Donnell, a devenit martor cum o specie de furnici mâncau corpul unui șarpe. Dar și multe alte informații ne vorbesc despre faptul că furnicile chiar pot să se unească și să ucidă și să mănânce șerpii împreună, sfâșiindu-i în bucăți. Ele folosesc o toxină care paralizează victima. O strategie destul de bună, aș spune. Dar până acum doar o specie de furnici a fost observată atacând în grup șarpele, apoi să-l mănânce împreună. Oh, cum vă pare asta? Broasca care ucide șarpele în timp ce este mâncată. Broasca de trestie de zahăr. E originară din America de Nord, Centrală și de Sud, dar la un moment dat a ajuns și pe teritoriul Australiei. Au devenit ucigașii șerpilor. Ele nu fac nimic neobișnuit, doar își trăiesc viața de broască, iar șerpii le vânează. Doar că acesta este un amfibian destul de mare, care poate rămâne blocat în gura șarpelui. Cu asta apar că ai cum să te lămurești, dar aici în joc intervin toxinele eliberate de pielea ei. Aceste toxine sunt capabile să ucidă și oameni, iar șarpele, în acest caz, riscă enorm. De obicei, în timp ce își înghite victima, prădătorul se răzgândește brusc și apoi poate să rămână în viață. Dar, iată, șerpii care li se nimeresc șerparilor n-au șanse, pentru că aceste păsări sunt literalmente specialiști în șerpi și unele șopârle. Uneori, pofta lor de șerpi este atât de mare că sunt gata să lupte pe pământ. După asta, șerparul își sfâșie prada și îi mănâncă măruntaiele. Pentru că știe că de-a întregul nu îi încape. Dar dacă șarpele este mai mic, atunci șerparul îl înghite deodată și se simte chiar super bine. Și puii acestor păsări fac la fel. Iar asta este foarte cute. Probabil. Am vrut să aflu mai multe despre stomacul acestei păsări, fiindcă nu fiecare pasăre cu așa cioc poate să facă una ca asta, doar că e o specie foarte modestă, care contactează rar cu oamenii. În unele locuri, în general, este considerată pe cale de dispariție, așa că nu am găsit prea multă informație.
Din toți ucigașii șerpilor din acest episod, pasărea secretar cred că este preferata mea. Și nu doar pentru că arată extrem de amuzant. Uitați-vă la aceste pene din jurul capului. Nu doar din cauza asta, ci și din cauza modului de a vâna. Hrana principală a acestor păsări sunt șerpii. Ele nu fac ca celelalte păsări. Vânează cu picioarele goale. Atacă cu ele. Dintr-o parte arată ca un dans ciudat. Ele calcă șerpii cu atâta putere că aceștia mor într-o fracțiune de secundă. Lovitura lor este foarte rapidă. Timpul de contact este 15 milisecunde. Reprezintă o zecime din timpul în care un om clipește. O astfel de grabă este de înțeles. O parte din dieta păsărilor o constituie șerpii veninoși și când ai de-a face cu ei, trebuie să fii foarte rapid dacă nu vrei să mori. Dintr-o parte poate să vă pară că pasărea secretar nu este foarte puternică, dar oamenii de știință au făcut niște studii, au recalculat în termeni umani și au aflat că e ca și cum ai lovi cu călcâiul cu o putere de jumătate de tonă. Dacă pasărea secretar nu va călca destul de rapid sau destul de puternic șarpele, va muri de la o mușcătură veninoasă. Cam în aceeași situație se află și cucul alergător. Probabil că deseori l-ați văzut în desene animate. În realitate însă nu sunt albastre și nu spun bip-bip. Dar asta nu mai contează atunci când în fața voastră se află o pasăre care mănâncă șerpi cu clopoței. Pasărea asta nu poate călca cu putere, în schimb accelerează până la 32 de km pe oră, plus că manevrează genial. Dar dacă trebuie, poate să-și ia și zborul, așa că șarpele n-are cum să o ajungă. Unica ce poate face acesta este să o muște rapid, dar dacă asta nu se întâmplă, pasărea îl apucă de cap cu exactitatea unui lunetist, apoi îl lovește de pământ de câteva ori, într-un final înghițindu-l. Dacă prada e prea mare, nu e o problemă. Cucul alergător va umbla așa cu ea, atârnând de pământ, ocupându-se cu treburile sale, trăgând din când în când pe gât câțiva centimetri de șarpe. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!